Mâine, începând cu ora 11, președinții de organizații, aleși locali și alți membri ai Alianței Liberalilor și Democraților, filiala OLT, se adună în sala de spectacole a Casei de Cultură a Tineretului din Slatina, unde își vor alege conducerea. Actualul președinte Mihai Niță, deputat de OLT, este singurul candidat la un loc în biroul de conducere, candidând și vicepreședintele Ioan Ciugulea. Invitat special este europarlamentarul Norica Nicolai. La invitația PNL OLT, scriitorul și politologul Stelian Tănase va lansa mâine la Slatina ultimele două cărți publicate, Nocturna cu vampir, Opus 1 și Dinastia, aceasta din urmă scrisă împreună cu jurnalista Elena Vijulie. Lansarea va avea loc sâmbătă la Hotel Park, începând cu ora 14. Despre cele două volume vor vorbi profesorul Victor Iacobescu și jurnalistul Dumitru Sârghie. Oltenilor aflați în căutarea unui loc de muncă li se oferă astăzi, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, 787 de joburi vacante. Angajatorii din județ recrutează 244 de angajați în zona Slatina. 543 de locuri de muncă sunt oferite de angajatori din Dolj, Giurgiu, Argeș, Constanța și București. Veste bună pentru studenții doctoranzi înmatriculați la studii universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat la forma de învățământ cu frecvență. Valoarea burselor a fost majorată. Începând cu luna martie, studenții doctoranzi înmatriculați în anii 1 și 2 de studii vor primi 1550 de lei, iar studenții doctoranzi înmatriculați în anii 3 și 4 de studii 1800 de lei. Administrația Fondului pentru Mediu a lansat ieri programul Rabla. Pentru o mașină predată la remat, în vederea cumpărării uneia noi, statul decontează 6500 de lei. În acest an, programul Rabla Plus va avea același ecobonus de 10.000 de euro la achiziționarea unei mașini pur electrice. Se păstrează și anul acesta ecobonusul de 4.500 de euro pentru mașinile hibrid plug-in.